Destiny know, cause you're my queen. All that I need, yada that I mean. Radiohead and rainbows, ultralight beams. This war plays more like tennis, don't need a team. It's just me and you and it's everything that it seems. For real. But I know you ain't scared to ride. Come ride, reside, put your panties to the side. Fucking when you mad, made me love when we collide. Could tell I was invited, how you let me come inside. Made me switch plans, had to change up the course. And we know that love don't feel the same when it's forced. You could pick me hopping out the range of the Porsche. Now you mad, slapping lemonade in a Porsche. Relax. Says she want party, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go on it. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ne. Start my truck, it's all jumping. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now.
playing games. I'm breaking all the chains. You got no stay to see. Ați auzit de perla albastră, corabia cea mai puternică din istoria piraților, fascinantă și indestructibilă cu o istorie de 163 de ani? Sute de pirați își doresc să facă parte din echipajul ei, dar numai cei înzestrați rămân la bord și, bineînțeles, cei cu uniforma. Victorii, comori și cuceriri, aventura perlei continuă la nesfârșit, dar cum totul e imprevizibil în istorie, nici corabia noastră nu s-a putut opune valorilor vieții. Căpcăorilor, ați găsit poza! Pentru piraterie! Pentru piraterie! Pentru prânz și bogăție! Pentru prânz și bogăție! Pentru sponsor și direcțiune! Pentru sponsor și direcțiune! Pentru mări și vremuri bune! Pentru mări și vremuri bune. Bună dimineața, căpii! Capitanul! A dispărut capitanul! Nu cum să dispară capitanul! Nu are cum să dispară! Du-te și caută! Nu știu! Nu știu! Uite! Stați! E papagalul capitanului! Uite! Are ceva în gură! E un bilețel! Știu! E factura la căldură! E de la capitan! Mateloții mei, când veți găsi acest bilet, totul va fi în ceață pentru voi. Nu vă faceți griji pentru mine. Eu sunt mai bine ca niciodată. Vă spun sincer, m-am săturat. De 75 de ani conduc această corabie. 75. Am trecut prin bune și rele la cârma ei, dar a venit momentul să mă retrag. Trebuie să găsim pe cineva capabil să mă înlocuiască. Adică să găsiți. Cum adică? Ăsta e ultimul meu ordin pentru voi. Nu va fi ușor, căci ale mele 10 fete sunt extraordinare. Doar sunt ale mele. 4 probe. De atât va fi nevoie ca să descoperiți noua moștenitoare. Adică, știți voi, Dieres, expresie C2? Mm? Nu dați greș. Altfel, perla albastră va sfârși pe fundul celor 7 mări. Mult noroc, camarazi. Cum adică? Noi? Noi să hotărâm? Noi n-am hotărât nimic niciodată pe corabia asta. Ei, n-am hotărât. Ia zice, ce-am hotărât? Opriți-vă! Doar l-ați auzit. Dacă asta e dorința capitanului, trebuie să o îndeplinim. Doar nu vreți să ajungem pe fundul celor 7 mări. Adică la Petru? Nu putem lăsa povestea perlei să... Nu putem lăsa povestea perlei să se termine așa. Trebuie să demonstrăm că suntem demni de această corabie. Sunteți cu mine? Da! Și noi! Eu nu! Și noi!
Și noi suntem cu voi. Pentru viitorul, capitan. Viitoarea a voi. Bună seara, Ștefan. Cum adică bună seara? Ești pirat sau ce? Păi eu sunt, dar ei nu. Crezi că înțeleg limba noastră? Ăștia învață matrici integrale și tu chiar crezi că nu știu ceva atât de ușor. Hai să-i salutăm cum trebuie. Așa că să vă auzim. Ahoi, ștefaniști! Oare ei nu ne aud? Să mai încercăm o dată. Ahoi, ștefaniști! Este o mândrie pentru echipajul nostru că sunteți alături de noi în această seară. Din fericire, cei de la monitorul de Suceava vor transmite live pe pagina lor întreaga călătorie. La finalul celor 4 probe prin care vor trece fiicele capitanului, vă rugăm să scanați codurile QR de pe spatele biletelor pentru a vă putea alege favorita. Pentru a putea lua cea mai bună decizie, vom primi ajutor și din partea jurului nostru. Format din doamnele profesoare, Loredana Epure, Camelia Maftei și Gianina Harza. Și din domnii profesori, Cristiana Mărăriței și domnul profesor Bogdan Dranca. Suntem încrezători că vom găsi cel mai bun capitan pentru Perla Albastră. Ne l-am fi dorit pe domnul Popescu, dar din păcate el este deja luat. Dar hei, nici fetele noastre nu lasă de dorit. Ce-ați zice să ne convingem? Le invităm în scenă pe cele 10 fiice ale capitanului! Boboca numărul 1, Cristiana Ibănescu, din clasa 9A. Fire sociabilă, empatică și energică, Chitiș păstrează optimismul în orice situație și încearcă să vadă mereu partea plină a paharului, calități ce îi sunt foarte utile unui lider al piraților. Pasiunea ei este dansul. Acesta îi oferă libertate atât în mișcare, cât și în exprimarea sentimentelor. Motoul după care se ghidează pentru a demonstra că ea trebuie să devină noul capitan este: fii motivul pentru care cineva zâmbește astăzi. Boboaca numărul 2, Irina Șarbei, din clasa 9F. Este pasionată de lectură, basket și tenis de masă. Crede că firea ei ambițioasă, echilibrată, perseverentă și mereu cu zâmbetul pe buze o face să fie persoana potrivită pentru rolul de capitan al Perlei Albastre. Iubește să călătorească și să cunoască persoane noi. Este curajoasă, plină de energie și mereu pregătită să-și depășească limitele. Motoul după care se ghidează este: gravează-ți lucrurile în inimă. E mai important decât să arăți oamenilor ce simți. Boboaca numărul 3, Alexandra Băișanu, din clasa 9D. Prin firea sinceră, sensibilă și prin caracterul puternic, Alexandra știe că va reuși să devină noua conducătoare a corabiei noastre. De asemenea, ea este mereu dornică să învețe lucruri noi și să ajute persoanele dragi, ca un matelot de încredere. Motoul după care se ghidează este: frumusețea începe în momentul în care decizi să fii tu însuți. Boboaca numărul 4, Timea Irimescu, din clasa 9A. Asemenea unui capitan născut, Timea este o fire ambițioasă și hotărâtă, care îi place să cunoască oameni noi și să trăiască la maxim fiecare clipă a vieții. Pasionată de dans, ea are ritmul în sânge și adoră să fie pe marile scene. Nu o sperie provocările, de aceea motoul său este: toate visurile devin realitate dacă avem curajul să le urmăm. Boboaca numărul 5, Maia Crețu, din clasa 9A. Ea este o fire ambițioasă, nonconformistă, prietenoasă și muncitoare. Calități ce cu siguranță îi sunt de folos unui bun capitan. Adoră să încerce lucruri noi, să călătorească și să citească. O pasionează teatrul și limbile străine, dar dedicarea pentru științele exacte o ține cu capul pe umeri. Motoul după care se ghidează este: dacă visurile tale nu te sperie, atunci sunt prea mici. Boboaca numărul 6, Alexia Catrinei, din clasa 9C. Se consideră o persoană plină de viață și dornică să-și depășească limitele. Este pasionată de limbile străine și matematică, dar claviatura pianului și mingea de basket o fac să strălucească în cel mai frumos mod. Exact ca pe un lider ideal al piraților, pe Alexia nu o sperie provocările, motoul după care se ghidează fiind: în viață nu există limite, cu excepția celor autoimpuse.
Boboaca numărul 7, Bianca Felic, din clasa a 9-a D. Creativă, prietenoasă și sociabilă, Bianca este de părere că are tot ce îi trebuie pentru a deveni capitanul unei corabii atât de renumite. Fiind o fire plină de energie, dinamică și extrovertită, nu se plictisește niciodată. Este pasionată de desen și muzică, iar motto-ul după care se ghidează în viață este: fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești. Boboaca numărul 8, Mica Georgiana, din clasa a 9-a D. Se consideră o persoană optimistă, energică și cu simțul umorului. Sensibilă, dar încrezătoare, Georgiana nu-l acceptă pe nu ca răspuns, ceea ce cu siguranță va ajuta la bordul acestei nave. Iubește literatura și muzica, iar în timpul liber adoră să ia parte la acțiuni de voluntariat. Pentru a moșteni locul tatălui ei, motoul după care se ghidează este: nu renunța niciodată. Boboaca numărul 9, Ana Berariu, din clasa a 9 C. Este o persoană perseverentă ce își atinge cinstit obiectivele. Țelul ei este să facă totul cât mai bine, cu pasiune. De aceea a practicat sporturi, e interesată de arte plastice și de muzică. Este o persoană sociabilă care adoră să-și facă prieteni noi, prețuindu-i și pe cei vechi, necondiționat. Aturi care o vor aduce cu un pas mai aproape de moștenirea tatălui ei. Motoul după care se ghidează este: nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele. Boboaca numărul 10, Bianca Scutelnicu, din clasa 9A. Este o persoană spontană, creativă și deschisă cu cei din jurul ei, dispusă întotdeauna să ofere căldură și voie bună, atribute extrem de utile viitorului capitan al navei noastre. Bianca este pasionată de muzică, iar aripile notelor muzicale o poartă spre noi orizontul. Motoul după care se ghidează este: omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Boboaca numărul 1, Cristiana! Boboaca numărul 2, Irina! Boboaca numărul 3, Alexandra! Boboaca numărul 4, Timea! Boboaca numărul 5, Maia! Boboaca numărul 6, Alexia! Boboaca numărul 7, Bianca! Boboaca numărul 8, Georgiana! Boboaca numărul 9, Ana! Boboaca numărul 10, Bianca! Le mulțumim concurentelor noastre și le urăm succes în cursa pentru cârma Perle Albastre! Da, grea misiune avem. Cum să alegem doar una? E imposibil. Avem nevoie de ajutor. O știi pe Teodora Semovin? Poate ne-ar putea da un sfat. Cu siguranță. O invităm la bord. Why am I traveling in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not so bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Mad about you. Fishy wine that will give me a headache in the morning, or just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Give me all your true hate and I'll translate it in our bed into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you.
Știți care sunt decimalele lui Pi? Știu 3, eu, 3,14. Nu tu, stai, nu tu, știu că știi, doar faci mate cu domnul Lămorăriței. Da, da, corect. Din nou, deci 3, 1, 4, în fine nici nu contează până și ei mai caută decimale. Adică membrii noi! În aplauzele voastre, trupa Pi, într-o componență nouă și cu o viziune ancorată în realitatea politică a zilelor noastre. Nu se mai pierde, nu se mai vede urmele val. Unde s-au dus când au apus arii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoarele, unde-s pumnalele, banii și flintele piraților? La 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 la. Alinierea! A venit momentul să le arătăm din ce suntem făcuți. Îi tăiem. Îi spânzurăm. Îi jefuim până la chiloți. Nimeni n-a scăpat viu din ghearele capitanului Kranz. Suntem cei mai cruzi! Cei mai nemiloși! Cei mai barbari! Am jefuit-o până și pe mama! Un, doi, trei, piloții! Hai la muncă! Eu de fiecare dată. Dar tu trebuie să spui. Da, stai bine. Hai, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Domnule capitan, știți, n-avem săbi. N-avem săbi? Cum adică n-avem săbi? Unde-s? N-au fost încărcate, domnule capitan. Și cine era responsabil de chestia asta? Kranz Junior, domnule. Kranz! Da, tata? Hai mai repede! Unde săbile? Ah, săbile! Îs în port! Le-am uitat. Eu din port le-am luat! Eu le-am luat! Și le-am pus acolo în navă, în camera cu gama aia mare, mare, pe care ea nu a reparat-o. Și nu mai vina ei. Poftim? Nu-i vina mea deloc. Ești așa de pirat! Haideți, n-avem timp, trebuie să facem ceva. Gândiți-vă! Ce putem face? Nu am hotărât nicio. Ce s-a întâmplat, domnule capitan? Credeam că mi-a venit o idee. Haideți, gândiți, vreau idei! Alinierea! N-avem ce să facem, domnule capitan. Sau ce-ar fi să ne prefacem că suntem trimiși ai regelui și să le confiscăm tot? Sau i-am putea convinge de bunăvoie? A-a! Mi-a venit o idee. Îi convingem de bunăvoie. Da, bună ideea, domn capitan, foarte bună. Bun, bun, mai multe idei. Cum îi convingem? Ce-ar fi să le propunem un schimb? Le dăm romul și murăturile. Exclus! Putem să cumpărăm pe caiet tot ce au ei pe navă. Sau, ce-ar fi să le dăm un cupon de jaf? Cupon de jaf? Păi, când ne mai întâlnim cu ei, ne arată cuponul și nu mai jefuim a doua oară. Nu sunt la combinație! Ține-o minte pe asta. Se vede că ești al meu. Hai, mai multe idei! I-am putea convinge că oricum banii sunt ochiul dracului și că îi scăpăm de păcat. Sau putem să le dăm la schimb gălețile? Sau ce-ar fi să le dăm gratis? Le dăm ulei, zahăr, gălețile...
Le facem șerci roșii cu numele corabiei? Da, punem un banner mare pe corabie, le lipim sticăre de catarg, le dăm flyere până nu o să mai aibă loc de ele pe navă, pe care oricum nu o să le citească. Da, 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 și le promitem că facem oceanul mai curat. Da, că facem 500 de mile de ocean navigabil în termen de 4 ani. Ha, ha, noastră capoții. Trebuie să venim cu moto. Ce ziceți de... Fără pirați în funcții publice. Da, 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 și mai aruncăm și mii de sticle cu mesaj în ocean, prin care ne asigurăm că nici un alt pirat nu o să aibă nicio șansă. Oho, și ce o să mai înflorim despre ei? Și facem și 5 module în loc de 2 semestre. Ești așa de privat. Aha, sunt mult mai privat decât voi. Fiți atenți, facem o întreagă campanie piraterească. Găleți, șepci, banere, sute de promisiuni și știri false. Iar după ce le luăm banii, o să-i fac lui ăsta mic o nuntă fastoasă unde o să invit toți pirații. Da, foarte bună idee, domn capitan. Pe ce crezi, matelot? Mintea asta e mai ascuțită decât sabia. Pe poziții! Începe operațiunea cântec de sirenă. La muncă! Domn capitan, și dacă ceilalți pirați o să ne fure ideea și o să înceapă o nouă eră piraterească? E, matelot, unii pirați sunt mai egal decât alții. Hai, la muncă! Noi am fost cu papi! Talentați ștefaniștii ăștia. Într-adevăr, nu te aștepta să găsești actori printre pirați. Să ne întoarcem la fiicele capitanului nostru. Nu crezi că pentru a sta în fruntea unui echipaj ca al nostru ar trebui să știi să dansezi? Ba da, și cu siguranță Cristiana Ibănescu ne va demonstra asta! Ce moment palpitant! Oare ce ar trebui să mai fac un capitan? La câtă voie bună e pe nava noastră, ar trebui să știe să cânte. Corect. Să le primim cu aplauze pe Bianca Felix și Georgiana Anica! Să
Și totuși, te-ai convins atât de ușor? N-ai vrea să mai vedem un dans? Ba normal că aș vrea. Să o invităm în scenă pe Irina Sharbey. She's mom. Her intention is the paper. She don't need no fucking love. She's spilling all this liquor, trying to pass me all these cups. Well, baby girl, I'm zoned, and somebody should've told her I popped one. Fuck it, I popped one. Oh girl, I'm on one. Fuck it, I popped one. Oare ce talente mai au fiicele capitanului? Am auzit că Ana Berariu ne va prezenta momentul ei de pantomimă. What?
Nici pirații nu mai sunt cum erau pe vremuri. Da, chiar s-au modernizat. Drept dovadă, urmează Alexandra Băișanu cu un număr de dans contemporan. Avem și noi băile renovate. Da, băgat că doar la parter. Poate răspund corecții, dar nu la logică. Și în loc de un pic sau un leu, primești și igrezii și faianță și pentru etajul 1. Ar fi minunat. Știi ce mai e minunat? Aventura Perlei, care nu ar fi fost posibilă fără ajutor. Fără ajutorul cui? Cum, nu știi? Fără sponsorii noștri! Și anume, Ambro, Truții, MSA Group, Helioscar, Tipo Art, Promo Art, Fundația Adam, Banca Transilvania, Sigromid, Sigur la Volan, ETS, Nacu Vasile, Duo Element, AD, Media Consult, SEA România, Biroul Notarial Cârligeanu Laura, Pensiunea Inima Bucovinei, Frasin, SPV Busuioc, FMR, Vargan & Vargan, Elena Hison Arhitect, Cabinet de Avocatură Lauro Staficiuc, Ecuator, SC la Câmp.com SRL, Construct Montaj AG, Interconti.com, Clinica Hereditas, Colea Design, Atenășoaie Petru, SC Expert MGA, Suflac Ianachi, Erdes Consulting Bucovina, Aimbru Bogdan, Grup Tehnodinamic, SC Calman SRL, General Construct, Farmalin, Ina Ferestre, Rest Partner, SC Astra SRL, Padrino, Farestin, Rotaru și Asociații SPN, Anelec Seval, RNG Smart Alliance, Camera cu Cafea, Societatea Notarială, Belcasa, Monitorul, Nala, Five to Go, Win Salon, Biroul Notarial Ion Lostun, ABC Fitness, Florăria Queen, Ioana Grama, Hairstyle Iuliana Corbu, Alina Paicu, Anca Accente, Florăria Lumiax, Pașa, Zona și Vlad Vorniceanu. Ați înțeles fără cine nu se poate? Aveți grijă cum ștergeți, să nu alunece cei de la Bucovina Dance Studio! Benny. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why don't you stay?
is it exactly? The pain is the amount, cleaning you out, am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end you. Step on the glass, staple your tongue. Dansurile piraților noștri. Și încă nu am văzut tot. Să oprim cu aplauze pe Timea Irimescu.
Totuși, ce trebuie să facă mereu un capitan de corabie? Să dea ordine. Și de ce are nevoie pentru asta? De o voce precum cea a Biancai Scutelnicu. Reaching the fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching the fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the tears. De dans. Atunci să o primim cu aplauze pe Maia Crețu! Surfări! De-aia mirose așa urât! Rozătoare! Știam eu că trebuie să pun niște capcane. Credeam că ați fost exterminați. Și noi care credeam că v-ați pierdut printre val. Haideți să lăsăm glumele deoparte. Am venit să vă spunem că vrem locul doar pentru noi. Ce păcat, pentru că și noi am venit să vă spunem exact același lucru.
Lacoana Mare este un loc ideal pentru motocicliști, așa că va fi doar al nostru. A, da? Și cum veți face asta? Îți arătăm noi cum. Stand back. Why? You'll see. You better run, run, run. Here we come. Revving our engines under the sun. You're cruising for bruising. We're keeping you cool, smooth and steady. So look back here, man. Things are getting heavy. You're cruising. Stop, stop the music. We ride fast like a bullet. We do anything we want, anytime we want. Oh yeah, oh yeah. We just ride, ride, ride all day. We're not gonna live any other way. Bubblegum, cherry pop, go to the hop. Hanging with my brother cause his friends are so hot. While they're cruising for some bruising. Alright. Went to the drive-in, what did I see? 100 little baddies all staring at me. I was cruising for some loving. I got these two wheels and an open road. Just pop that clutch, I'm ready to go. Cred că acestea sunt principalele calități ale unui bun capitan. Oare ne-a scăpat ceva? Sigur mai e ceva. Oare n-ar fi frumos să cânte la pian? Echipajul nostru ar fi încântat. Alexia a Catrinei! Sunt toate. Doar sunt ale capitanului. Cum am putea alege una singură? Mai avem nevoie de timp. Până atunci, o invităm la bord pe Ioana Elisei.
Cursa pentru cârma perle albastre este în plină desfășurare. Le invităm în scenă pe toate cele 10 fiice ale capitanului! Ajunge, Hook. Știm cu toții de ce ești aici. De ce sunt aici? Cum adică de ce sunt aici? Am venit să iau ce mi se cuvine. Nu ești binevenit la bordul corabiei noastre. Dacă era capitanul aici, erai de mult peste bord. Capitanul vostru? Adică frate meu? Mi-e frică! V-a abandonat! Obișnuiți-vă cu ideea! Perla albastră are nevoie de un conducător demn de ea! Nu unul care renunță atât de ușor! Eu sunt singura lui soră și singura care are dreptul să conducă corabia asta! Ha! S-o crezi tu? Ai uitat de ele? Care ele? Nepoatele tale, adevăratele moștenitoare! Fetele alea? Copilele alea? Dar fetele astea sunt fantastice! Nu! La fel de fantastice ca mine! Lăsați, capitane! Că rezolvăm noi. Așteptam de mult un conducător cu adevărat capabil. În cinstea noului capitan. L-ați auzit? Am zis, în cinstea noului capitan. L-ați auzit? Hai! Crească noul capitan. Știam eu că cu tine o să mă înțeleg cel mai bine. Poate că te fac mâna mea dreaptă. Cu ce capitan ne-am ales? Din cauza lui, aproape că am uitat de misiunea noastră, dar sunt sigură că îi vom veni de hack. Microfonul acolo. Poate că Alessia Bucătaru și Dana Drobotoaie ne-ar putea da o mână de ajutor. Hai să-i ajutăm să urce la bord. Vamos, vamos a romper. No hay tiempo pa perder. De la disco pa'l motel. Más mala que Anabela. Baile todo le hace un coro. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro. Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica. Oye, oye. Machica, machica. Tata, machica. Machica, rata. Machica, machica. Tata, machica. Machica, 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 machica. Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela, salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están cuando las salen.
representa tu bandera. Mi música es nueva era. A mí me dan pe donde sea. Pachuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica. Oye, oye. Machica, machica. Tata, machica. Machica, rata. Machica, machica. Tata, machica. Machica, 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 machica. Înțeleg. Cum să fie el noul nostru capitan? Ce-a fost în capul tău? O să ne audă. Am eu un plan și am pe cineva care îl poate explica oricui. Chiar și ție. Stai jos. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi avem de discutat un plan foarte important. După cum spuneam, prezența capitanului Hook la bordul navei noastre nu este binevenită, dar nu vă faceți griji. Dacă luăm în considerare diagrama Venn pentru a calcula raportul dintre suprafața navei și ceamuri și dacă membrii echipajului își aduc aminte de jocul cu nodul pescăresc, atunci puterea mecanică exercitată asupra nodului de către zvârcolirea capitanului va duce la imobilizarea acestea. Ați înțeles? Da! Sau vă mai explic o dată? Chiar ai înțeles? Nu prea. Nici nu mă așteptam. Nu mai contează. Acum, cât nu e Hook aici, trebuie să continuăm cu găsirea moștenitoarei. A, așa da. Fetelor, doar nu vă sperie o împușcătură. Le invităm la bordul corabiei noastre pe cele 10 fete ale capitanului să ne demonstreze că sunt demne să conducă corabia noastră prin proba de spontaneitate! Mulțumesc! Cred că știți cu toții în ce constă proba de spontaneitate, a fost în fiecare an. Vali, te rog! Scuzați-l pe colegul meu! În cufărul ăsta avem 10 numere, fiecare număr corespunde unei întrebări pe care fetele le vor primi ca să ne demonstreze cât de spontane sunt. Vali. Hai, Kitty! O invităm alături de noi pe boboaca numărul 1, Bianca Scutelnicu. Bianca, extrage-te, rog, un bilețel. Întrebarea cu numărul 5. Imaginează-ți că unul dintre noi este gardianul. Convinge-ne să nu te notăm pentru lipsa uniformei. Eu sunt gardianul. Un microfon. Îmi cer scuze, am uitat uniforma azi. O lăsăm? Trece-o pe carnet. Vă rog. Trece-o, trece-o. Domn gardian, dacă sunteți în sală, vă rog, ștergeți-mă de pe carnetul ăla. Bogdane, eu nu am pix. N-are pix. Te ține minte. A scăpat. Poți să treci la loc. Un rând de aplauze pentru Bianca, vă rugăm. Următoarea boboacă, Georgiana Anica. Un rând de aplauze, vă rog.
Extrage, te rog, bilețel. Întrebarea cu numărul 3. A, asta îmi place. Să danseze dansul pinguinului cu Vali și Bogdan. DJ! Aplauze pentru Georgiana, vă rugăm! Vă invităm alături de noi pe boboaca cu numărul 5, Alexia Catrinei. Alexia, știi deja? Extrage un bilețel. Întrebarea cu numărul 10. Ghicește fructul. Îi rugăm pe colegii noștri din backstage să ne aducă fructele. Legată la ochi. Pui tu mâna? Da. Vezi ceva? Sigur? Mâinile tale. Microfon. Primul fruct. Poți să și guști dacă vrei. Le-am spălat. Este pe o scobitoare, dacă vrei. Nu, o portocală, nu. Poți să guști. Chiar te rugăm să guști. Nu. Răspuns greșit. Încă o încercare? Trecem la următorul? Nu știu. Ok. Era kaki. Următorul fruct. Te rog frumos. Acesta ar trebui să fie mai ușor. Pomelo. Felicitări. Răspuns corect! Un rând de aplauze, vă rugăm. Haideți să o încurajăm ca are emoții. Ultimul fruct. Ultimul, dar nu cel din urmă. Măr. Nu. Greșit. Este ok, a ghicit unul. Un rând de aplauze pentru Alexia, vă rugăm. Următoarea boboacă, Timea Irimescu. Un rând de aplauze. Timea, bilețelul. Întrebarea cu numărul 8. Unde merg în fiecare pauză elevii de când s-a închis Eurostela? Există și variante de răspuns. Avem 3 variante. A mic, Leu Solo. B mic, la bănci. C mic, în parcare. Microfonul. B mic, la bănci. Răspuns greșit? Parțial corect. Răspunsul corect era toate variantele sunt corecte. Un rând de aplauze pentru Timea! Mulțumim, Timea! Următoarea boboacă, Șarbei Irina. Un rând de aplauze. Hai în față. Extrage, te rog, bilețel. Întrebarea cu numărul 6. Ce are 3 mâini, 3 picioare este și 3 ochi? Este o ghicitoare. Ce are 3 mâini, 3 picioare și 3 ochi? O să primești și un indiciu, trebuie să te gândești la mine și la Vali. Te rog frumos, microfonul. Trei mâini, 3 picioare și 3 ochi. Ce suntem eu și Vali? Pirații. Ia, stai, vino în coace. Pirații. Răspuns parțial corect. În încercare, câți pirați? 3 pirați. 2 pirați. Da. Mulțumim. Mulțumim frumos. Un rând de aplauze pentru Irina.
O invităm alături de noi pe Ibănescu Cristiana. Ibănescu Cristiana! Extrage, te rog, bilețel, Cristiana. Întrebarea cu numărul 4. Vali, te rog. Învârte un hula hoop în jurul taliei de 5 ori. Vă rugăm să aduceți un cerc. Îi rugăm din nou pe colegii din... Mulțumim. Atenție, de 5 Hai de ori. Chidi, să vedem cât de prezent ai fost la ora de sport. Cred că a fost puțin mai mult de 5 ori. Mulțumim, Chidi. Mulțumim frumos. Bravo, Chidi! Se descurcă bine. Se descurcă foarte bine. Cea mai bună! Nu știm. Următoarea concurentă, Alexandru Băișanu. Aplauze, vă rog. Alexandra, extrage un bilețel. Întrebarea cu numărul 7. Te rugăm frumos să imiți un leu de mare. Te rugăm în microfon. Mulțumim, Alexandra, a fost o impersonare foarte, foarte reușită. Următoarea boboacă, Maia Crețu, aplauze, vă rog. Ia un bilețel din cufăr. Te rugăm, extrage un bilețel. Hai, Bogdane, cu talent. Întrebarea cu numărul 2. 2. Te rugăm frumos să desenezi cu ochii închiși un papagal. Avem și recuzita necesară. Întâi un marker. O secundă. Ia un tunic. Vali, îți va ține mâinile la ochi. Da. Aplauze, e un papagal foarte reușit. Domnul Frâncu ar fi foarte, foarte mândru. Acum o invităm alături de noi pe Bianca Felic. Aplauze, vă rog! Bianca, bilețelul. Nu mai sunt multe. Întrebarea cu numărul 1. Să continuă versurile. Suntem sufletul petrecerii. Preferați de public și de paparazzi. Mai încă o dată. Încă o dată, nu e nicio problemă. Suntem sufletul petrecerii. Preferați de public și de paparazzi. Mai cânt un bel. E totul la vedere, n-ascundem nimic. Că fac clic, clic. Aplauze, vă rugăm. Cred că știți cu toții care e invitatul special din seara asta, nu? Știam. O invităm alături de noi pe ultima, dar nu cea din urmă, Ana Berariu. Ultimul bilețel, Ana. Întrebarea cu numărul 9. Bogdane, ești pregătit să spui un banc? L-am uitat. Da, Ana, trebuie să... Pentru că fetele m-au rugat să nu le pun să spună glume, cum am făcut la preselecții, o să le spun eu glume și ele o să trebuiască să nu râdă. Și să țină un poker face. Așa, bravo, a intrat foarte bine în rol. Ca la ora de bate! Asta nu se pus. Șș, liniște, vă rugăm. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotriva. Bogdane, n-am auzit eu de aici. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă.
Babă pizza. Pot să vă spun un banc? Nu. Mulțumesc. Erau odată trei frați, Strop, Fulg și Cărămidă. Vine într-o zi Strop la tatăl său și spune: tată, pe mine de ce mă cheamă Strop? Pentru că atunci când te-ai născut tu, ploua foarte tare și când am ieșit din maternitate, te-a picurat în frunte. Strop pleacă mulțumit și peste o săptămână vine Fulg. Tată, pe mine de ce mă cheamă Fulg? Pentru că atunci când te-ai născut tu, era iarnă, ploua, ningea foarte tare și ți-a căzut un fulg în cap. Pleacă mulțumit și peste o săptămână vine Cărămidă. Și Cărămidă îi spune tatălui său: s-a descurcat foarte bine, un rând de aplauze pentru Ana și un rând de aplauze pentru glumele mele, vă rog. Vă mulțumim foarte mult, fetelor. Vă mulțumim, fetelor. Puteți merge în backstage să vă pregătiți pentru următoarea probă. Ei, ce părere ai de răspunsurile concurentelor? Originale și creative, mie sincer mi-au plăcut foarte mult. O să ne fie foarte greu să ne decidem la o singură moștenitoare. Nu vă faceți griji, băieți. Mai este o probă și sigur va fi cea decisivă. Așa că lăsați prostiile și mergeți să vedeți dacă fetele sunt gata. Până atunci, Delia Dascălu și Carla Pânzariu se va arăta. Le-am uitat toate. Va veni la bordul nostru. Aplauze pentru ele, vă rugăm! Și jucam un joc. Ce joc jucați? Se cheamă Nodul Pescăresc. Era preferatul fratelui dumneavoastră. Se spune că orice pirat adevărat ar trebui să știe să desfacă un astfel de nod, chiar și cu mâinile legate la spate. Nu doriți să încercați, capitane? Suntem siguri că v-ați descurcat de minune. Da, normal că vreau să încerc. Hai, dă-te la o parte. Hai, leagă-mă, îți arăt eu ce înseamnă pirat adevărat. Cum doriți, capitane. Aha! Ai căzut în capcana noastră, dar nu credeai că vom lăsa perla pe mâinile unui impostor ca tine. Dar domnule, mâna mă îndreacă, ne simțiți! O să ajungi mâncare de pești, Huc! Dați-mi drumul, defecați-mă!
Da. But I've been forgotten, I do. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, cotton, I do? But I've been forgotten, I do. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, cotton, I do? Aplauze pentru coreograful nostru, Alex Andronic! Îi mulțumim pentru răbdarea pe care a avut-o cu echipajul nostru, în special cu boboacele. În continuare, invităm pe scenă trupa Wasteland!
Aproape de descoperirea moștenitoarei. Vrem să le mulțumim încă o dată celor fără de care nu am fi putut ridica ancora pentru a pleca în această călătorie. Adică sponsorilor noștri! Ambro, Truții, MSA Group, Helios Car, Tipo Art, Promo Art, Fundația Adam, Banca Transilvania, Sigromid, Sigur la Volan, ETS Nacu Vasile, Duo Element, AD Media Consult, SEA România, Biroul Notarial Cârligianu Laura, Pensiunea Inima Bucovinei, Frasin, SPV Busuioc, FMR, Vargan și Vargan, Elena Hison Arhitect, Cabinet de Avocatură Lauro Staficiuc, Ecuator, SC la Câmp.com SRL, Construct Montaj AG, Interconti.com, Clinica Hereditas, Colea Design, Atănăsoaie Petru, SC Expert MGA, Suflachi Anachi, Erdex Consulting Bucovina, Aimbru Bogdan, Grup Tehnodinamic, SC Calman SRL, General Construct, Farmalin, Ina Ferestre, Rest Partner, SC Astra SRL, Padrino, Farestin, Rotaru și Asociații SPN, Anelec Seval, RNG Smart Alliance, Camera cu Cafea, Societatea Notarială, Belcasa, Monitorul, Nala, Five to Go, Win Salon, Biroul Notarial Ion Lostun, ABC Fitness, Florăria Queen, Ioana Grama, Hair Stylist Iuliana Corbu, Alina Paicu, Anca Accente, Florăria Lumiax, Pașa, Zona și Vlad Vorniceanu. Aplauze, vă rugăm! Un adevărat capitan trebuie să-și pună în valoare eleganța oriunde și oricând.
De aceea, fiicele capitanului meu de trecut printr-o singură probă, cea a ținutelor de seară, care ne va convinge în mâinile cui trebuie să lăsăm moștenirea renumitului nostru capitan. Ne invităm pe scenă la aplauzele dumneavoastră! Dark scheming, yeah, you do. You're a poison, and I know that it's untrue. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming, and dark scheming, yeah, you do. Like I'm drowning, oh, drowning. You're holding me down and holding me down. You're killing me so, so, so. Just for you, I don't know what the hell you're gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you.
drastic and it's tragic just for you. I feel like I'm drowning. You're holding me down and holding me down. Killing me so, so slow. Oh no. I feel like I'm drowning. I'm drowning. Down and holding me down.
friends think you're vicious, and they see your suspicions. You keep dreaming and I'm scheming, yeah, you do. I feel like I'm drowning. So slow.
key, yeah. Just when you're not around me, băbacele noastre. Acum dăm start vot. Vă reamintim că pentru a vota trebuie să scanați codurile QR de pe spatele biletelor. În timpul în care dumneavoastră votați, vrem să vă mai reamintim o dată cine au fost sponsorii noștri. Ambro, Truții, MSA Group, Helioscar, Tipo Art, Promo Art, Fundația Adam, Banca Transilvania, Sigromid, Sigur la Volan, ETS Nacu Vasile, Duo Element, AD Media Consult, SEA România, Biroul Notarial Cârligeanu Laura, Pensiunea Inima Bucovinei, Frasin, SPV Busuioc, FMR, Vargan și Vargan, Elena Hison Arhitect, Cabinet de Avocatură Laura Staficiuc, Ecuator, SC la Câmp.com SRL, Construct Montaj AG, Interconti.com, Clinica Hereditas, Colea Design, Atanasoae Petru. SC Expert MGA, Suflachi Anachi, Erdex Consulting Bucovina, Aimbru Bogdan, Grup Tehnodinamic,
Sece, calmă în SRL. General Construct. Farmalin. Ina Ferestre. Rest Partner. Sece, Astra SRL. Padrino. Farestin. Rotaru și Asociații SPN. Anelec Seval. RNG Smart Alliance. Camera cu cafea. Societatea Notarială. Bel Casa. Monitorul. Nala. Five to go. Win Salon. Biroul Notarial Ion Lostun. ABC Fitness. Floreria Queen. Ioana Grama. Hairstylist Iuliana Corbu. Alina Paicu. Anca Accente. Floreria Lumiax. Pașa. Și Zona. Și Vlad Vorniceanu. Și Fly Music. De asemenea, vrem să le mulțumim doamnelor profesoare fără de care nu am fi putut realiza nimic. Adică Mariana Josan și Simona Sofroni. Cumbalul nostru se apropie de final. Ține să vă mulțumească și vă prezentăm și mulțumim echipajului nostru, dar mai ales domnilor directori, Dan Popescu și Gabriel Hagman. Sunt sigură că iubitul nostru capitan ar fi mândru de noi. Am fost un echipaj unit și am dus la bun sfârșit misiunea pe care ne-a lăsat-o. Deși scena este prea mică pentru a încăpea toți cei care ne-au ajutat și au luat parte la călătoria noastră, în spatele poveștii piraților se ascund multe ore de muncă și dedicare. Așa că, în aplauzele dumneavoastră... Vă rog să deschideți cortinele. Irina Argatu! Vlad Balahura! Antonia Barger! Alexandra Bădăluță! Claudia Părculescu! Alesia Bucătaru! Alex Bălan! Valentin Cauciuc! Otilia Chirilă! Eliza Ciornohac! Ana Maria Dediu! Mara Flutur! Diana Gervan! Alesia Grosu! Alex Grosu! Miruna Grosu! Vlad Hodoroabă! Daria Huzdup! Teodora Leică! Șerban Login! Alida Macovei! Bogdan Nacu! Ioana Neacșu! Tudor Oltean! Șerban Orza! Tudor Ostaficiuc! Daria Petrescu! Dimitrie Purcariu! Alex Rusu! Alexandru! Denisa Senciuc! Cristiana Sfic! Tudor Spirescu! Mara Ștefanache! Ion Stamatin! Vasile Târnovan! Și Sara Ursu! Și Vodă Mihai! Din nou, vrem să le mulțumim doamnelor profesoare care ne-au îndrumat în călătoria piraților, adică doamna Mariana Josan și doamna Simona Sofroni! Oare mai era cineva? Era să uit! Sergiu Tiron! Și Ana Cârligeanu! Vrem să mulțumim încă o dată echipajului nostru. A fost o călătorie minunată. Iar în continuare...
ca să vă pregătim de ce urmează, mai avem un moment. Îl invităm în scenă pe Cezar Todiruț. Și în același timp vrem să spunem stop vot! Sunteți pregătiți de ce urmează? Știți ce urmează? Cine vine să ne cântăm seara asta? Mai tare? Aveți dreptate! Alex Velea! Suceava a venit cineva să se distreze în seara asta. Dă-mi volum la microfon. Strângem la mine aturajul cu care pierd nopți și zile. Fantuși, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferații de public și de paparații. E totul la vedere, n-ascunde nimic. Când fac click, click, sunt cum fac click, click. E mare petrecere, e mare baila. Și voi? A doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baila. Pari, 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 pari. Soarele răsare, nimeni.
Bună seara, bine v-am găsit Suceava, mulțumim frumos pentru primire! Eu sunt Alex Vele, am venit să vă distrez la maxim în seara asta. L-am luat pe fratele meu pe Rashid, cei mai talentați dansatori, Păpu, Piti, cel mai sexy DJ, Bega. Suceava, sunteți gata? Atunci să vă spunem secretul. Și cheile m-au prinsit toate părțile. Să nu mă vadă nimeni, nu uit să cumpăr florile. Urcând grabă stările, aprindem lumânările. Ca la Hollywood. Secret, discret, ne iubim cu vezi numai în filme. Cine meu ne poate judeca? Nu, secret, discret, ne iubim cu vezi numai în filme. Spune cine vrea să vină seara asta. Alex Dixon, o arde ca la Hollywood, o arde ho-ho. Ca la Hollywood, Alex Dixon, o arde ca la Hollywood, o arde ho-ho. Ca la Hollywood, de răzfăs ca plan, de Angelina ca Mr. Mrs. Nini, Christian de Alina. Bată-mă vina, că îmi place viața, când se scrie ție mașina. De fapt, câte dure vreme, mi se termină pe vina. Sunt o vitalină mare, nu pistol ca tina. Nu lăm un ușor, te întind pe covor, că faci un masaj. Nu ne vede nimeni, că o are camuflaj. Hai zi, repede, hanele, parfumul și cheile. Mă uit în toate părțile, să nu mă vadă nimeni. Nu uit să cumpăr florile, oricât grabă scările. Aprinde lumânările, ca la Hollywood. Secret, discret, ne iubim cu vezi numai în filme. Cine nu ne poate judeca? Nu, secret, discret, ne iubim cu vezi numai în filme. Mulțumim frumos! Rashid, crezi că s-au încălzit un pic? S-au încălzit, că-i simt. V-ați încălzit? Atunci avem nevoie de vocile voastre, a fiecăruia dintre voi, da? Și noi ne-am încălzit un pic, așa că trebuie să cântăm un pic cu ei. Ce-ți dorești, Bega? Este foarte, foarte simplu. Alex, o să vă zic că aia e fata care îmi place mie, iar voi o să răspundeți. Aia e, e simplu, rău. Fiți atenți. Și voi să ziceți aia e. Aia e și prova că de munie. Aia e. Fără ea nu pot să mă stau zi. Are zi ce s-o fac, că mă ia de cap. Și mă stere căsătoare. Sunt dorițe arsătoare. Cu fata mea dat foc tare. Deja e care pe care. Arată-mi toate schemele. Țin fesele în palme. De bravo total. Toată lumea doarme. Suceava, cântați cu noi.
fantastic, fantastic criminal. E un heartbreaker, da, disfeca. Bine că n-are verighetă și genuina. Suceava! Marfă, peste vreme, cețuri de feste, prăjituri, cireașa de pe torturi. Oh, vine cu noi că suntem în tonă, cu debandata de sezon. Cionua, sa, ca, pron, până și haterii ne au la ringtone. Alo! Voi! Naște sezonul. No, 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 no. Eu și Iana sunt pe fa. Însemnez tot ce de fa. Foarte bine, Suceava! Și iarna sunt pe fan. Un peisaj când apare adversar. Toți băiețașii se transformă în armăsari. Ei te vor vedine pe post de birjar. Că i-a pus pe jar, asta e clar. Te plimbă cu Ferrari, scopări bijuterii bulgarii. Mănâncă doar calamari, fac pălii ca safari. Tu-i accidentezi la portofel și pui pe afari. Uite banii, nu sunt bani. Am mobilitate, te lași pe spate. Am alo, frate, nu știi pe toate. Traduc pe hanele toate achiziționate. De un bătrân de berberesc care nu mai poate. Asta e cheia de la camera mea. Suceava! Vreau să văd toate fetele suspect. 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 Vreau să le văd la toate mâinile. Cum s-ar? Cum s-ar? Cum s-ar? Vreau să văd numai studente. Suspect. 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 Să danseze pe debete. Suspect. 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 Hai, hai! Suspect. Mulțumim frumos, Suceava! Bine, bine, bine! Vega! Azi am fărășit, am avut un coșmar. Mamă! Ajunsesem aici la Suceava. La Ștefan cel Mare, zic bine? Okay. Wow. Ok, ok, ok. Eu nu mă curc niciodată, jur. Ajunsesem aici la Ștefan cel Mare. Și nu mă știa nimeni, Rashid. Wow. Acum urmează Alex Velea. Nimic liniște. În public, niciun sunet, nimic. Am intrat și oamenii se așteptau să facă ceva, nici măcar nu știau cu ce mă ocup. Aole. Dar tot în vis, la un moment dat, era un coșmar, de fapt. Mi-am dat seama că e posibil să am ceva cu care o să-i cuceresc. Mai bagă puțin. Oh! Și eu le ziceam așa. Întrebai dacă știu prea. Bidibum, șacalaca e fierbinteca. Genci să rău ca nișe. S-a prind de ea. Arde ca țigara. Nici de ea gara. Nu e, nu e ca ea. Nici Luxana, nici Daniela, nici mă.
Mendeau Mapujo. Piele colorată, genci ca mexicana. E fierbinte, rău, frige, frige. Mă topesc pe loc dacă mă super femeie. Mi-am dat seama că atunci mă știți și mi-a trecut. A fost doar un coșmar. Să vă auzi Suceava. Este creierea mână. Încă o dată. Atenție, puneți mâinile sus, 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 sus. Dacă l-aveți la voi Suceava, ne ține doar sus. Și când începe ritmul ne balansăm dintr-o parte în alta. Stânga dreapta. Mulțumim din suflet, sunteți un public extraordinar. Vă mulțumim frumos pentru energia voastră. Voi faceți spectacol, adică noi cu siguranță o să ne punem suflet aici pe scena asta, pentru că de asta am venit. Asta e meseria noastră, asta e menierea noastră pe pământul ăsta. Dar energia voastră contează la maxim. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim frumos. Dar totuși, pe scară de la 1 la 10 ne-am distrat un 7. Am distrat un 7 spre 8, așa acolo. 7 spre 8. Așa simt eu, nu știu. Cu indulgență, Rashid. Drăguț. De aici înainte trebuie să explodăm. Fiți atenți, sunteți gata? Ștefan cel Mare, sunteți gata? Mamă, câți copii. Te iubesc.
situație, în orice locație. Fetele nebunele, felinele, caută distracție, strângem instalații. Facă-le citesc gândurile, fanteziile. Le se vine mă cum bate, le se vine la canale. Baby, hai fă mă scurt, în pata mă închide de parut. Și pune-mă unde, unde și cu, face ce vrei oriunde, oricum. Scena asta avem numai fete frumoase, numai misuri. Miss, 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 miss. Foarte frumoase. Sunteți gata? Yeah.
Aplauze pentru corpul de balet. E caritabilă treaba, nu le dăm niciun bani, ca să știți. Codru, zici că am vrut să zic că suntem corul Madrigal și mi-a ieșit Codru Madrigal. Nu e rău. Auzi? Mă simțiți bine și aici? Alex, avem o piesă de teatru. Am pregătit împreună revizorul de gogol. Am glumit. Fii atent, ai observat? Kind reminder, zic. De când am venit aici, care e lucrul pe care l-ai observat? De când am ajuns aici, în Suceava? Cum sunt oamenii? Cum i-ai simțit? Foarte frumos! Și foarte real, frate. Șase cai. Foarte real. Real. Drepți, adevărați. De la elevi la profesori. Exact, de la fără primul până la ultimul. Fără la diferențe. Directori. Fără diferențe. Fără fake-uri. O știți pe asta? Sunteți gata? Fake-urile astea, măi, imediată. Atita și versate, nu se demontează. Arata, ta-ta-ta-ta-ta, am intrat în șen. Reprezint, măi, nezic, ca nu a te-mi influență. Fake-urile astea, măi, vă simțiți bine? Păi de... A, da, da? De ce? Din a voastră, adică el n-are nicio vină. De ce? Cu ce am greșit? Vreți să o cânta? Păi stai un pic, că trebuie să stinge luminile. Puteți astea, să stingeți puțin luminile? O cât pe aia de dragul vostru, dacă aia vă doriți aia vă cânt, ok. Tot. Atenție, aveți telefoanele la voi? Vă rog din suflet să pregătiți lanternele. Știți că asta face toată lumea, așa e la concerte. Are un moment de la că toată lumea aprinde lanternele. Atenție! Suceava, eu să vă rog un singur lucru. Ștefan cel Mare, vă rog frumos să mă ajutați la următoarea piesă, dar în felul următor, atenție, pregătiți telefoanele pe lanternă. Toată lumea, vă rog frumos, ca să vadă toată lumea cât de bine ne-am distrat în seara asta. Dar țineți-le lângă voi. Atunci când o să auziți acordurile următoare piese, toată lumea să le ridice deodată sus. Iar atunci când începe strofa, vă rog să cântați cu mine. Sunteți gata? O știți pe asta? Pe trecut fără tine.
Ce s-a întâmplat? Da? Un pic. Wow. Am crezut că ai spus repede teorema lui Pitagora generalizată. Nu, mi-a spus povestea aia cu calul verde. O știi? Ce? Calul verde, calul 1, 2, 3, 4. Și acum să vă cânt o piesă din la, 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 la. Face ca la revelion. 7, 6, ce mă? 5, 4, 3, 2, 1 și 7 zile din 7 cer să mă ferez de rene. Nu caut pe lene. Mama mi-a zis de mic să mă ferez de ele. Fi fericit, indiferent de vreme. La mine m-a zis de iudec prea de vreme. Din ochii mis, te găsim fără visul promis. Am găsit ce acum ce credeți că mere. Ce? Nu se aude. Un pic mai tare. Și mai tare! Nu complicăm în această fugă disperată. După lovere, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Hai să îi zic mereu, vele, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. De ce vrei să mă faci de... Ăsta e un mesaj pentru toată lumea, să nu mai bem, să luăm permisul. Da, corect. Nu vă auzi. Despre mine, despre Smiley, dar vi se potrivește foarte bine și vouă. Câteodată mai râd, câteodată mai râd, câteodată vă stat că bani de un ajut. Dar viața merge înainte, viața se simte, nu mă trăim dincolo de un cuvinte. Zile tale cum, dincolo de cuvinte, dincolo de un cuvinte, dincolo de cuvinte. Mă uit la Smiley și râd, dar cum totul pare hilar, mi-am n-aveam banii buzunar, mâncam crâmbuși cu muștar și n-aveam habar. De ce ne rezervă viața, acum totul e clar. Totul pentru public, pentru scenă, pentru fan. Și mă știu ca pe o rudă, că mă știu de mult. Pot să râd, să plâng, că sunt un timp normal. Pot să-l dau în bară, dacă se lua de val. Nu sunt un timp banal, dar asta nu înseamnă că sunt grad. Și-am avea atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că-și face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuer. Și nu te mucânta prima dată ce emoția ta. Sigur nu mai am sigur nu mai am. Câteodată mai plâng, câteodată mai râd, câteodată constat că bani nu mă ajută. Viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Zile tale cum
Vă mulțumim frumos, sunteți aici, ați intrat aici, jur. A fost un spectacol extraordinar. V-ați distrat în seara asta alături de noi? Și noi alături de voi, sunteți un public de nota 10 cu plus. Să aveți un an școlar perfect, să aveți o viață extraordinară. Ascultați-vă părinții, profesorii și fie ca viața asta să vă aducă multe bucurii. Suceava, vă mulțumim din suflet pentru seara asta magnifică! Și o să vă întreb ceva. La început v-am întrebat dacă a venit cineva să se distreze și am înțeles. Acum e clar, v-ați distrat. Înseamnă că a fost marfă. Când eu zic marfă, vă zice în stare. Marfă! 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 Soarele răsare. Mulțumim din suflet, distracție, plăcută în continuare. Mulțumim frumos, Suceava, Ștefan cel Mare. Vă mulțumim frumos pentru invitație. Baftă tot ce faceți, mulțumim frumos. Sunteți de acord cu mine că a fost un spectacol minunat? Haideți să mai aplaudăm o dată pe cei cărora li se datorează succesul nostru de astăzi și din fiecare zi. Domnii directori Dan Popescu și Gabriel Hackman!
În continuare, Vali, Bogdan, cred că aveți niște premii de dat. Dar nu, n-am nevoie. Ce vreți să nu v-ați săturat de noi? Sigur? Sigur? Ce aveți făcut? Băi, nu știu, am uitat. V-a plăcut concertul, nu? Ne ajută cineva? Mai tare! Mersi! Zic prima și prima dată să o invităm în scenă pe Miss Eleganță 2019 Macovei Teona! Un rând de aplauze pentru Teona, vă rugăm! În curând! Cum este să revii pe scenă? Te simți bine? Microfon, 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 avem bine! Ne pare rău, probleme tehnice. Ești gata să dai mai departe premiul de Miss Eleganță, Teona? Da, desigur, sper că oricine ar primi o să se bucure de premiul ăsta. Atunci, o invităm în scenă pe Miss Eleganță 2022, Crețu Maia! Felicitări, Maia! În continuare, până să anunțăm următorul Miss. Miss Popularitate 2019, Bădăluța Alexandra, care va mâna premiul în această seară. Iar Miss Popularitate 2022 este... Nu vă aud? Mai tare! Miss Popularitate 2022 este... Șarbel Irina! Am dat două premii, mai rămân trei. Următoarea fată care va... O invităm în scenă pe Miss locul 3 2019, bucătarul Alessia! Aplauze pentru Alessia, vă rog! Microfonul. Cine? Cine? Iar Alessia va înmâna premiul lui Băișanu Alexandra! Are
Au rămas, cred, cele mai așteptate două premii. Locul 1 și locul 2. Cine credeți că ia locul 2? Întâi o invităm în scenă pe Miss Locul 2 2019. Ana Maria de Diu. Iar Ana îi va amâna premiul lui Miss Locul 2 2022, Irimescu Timea! Acolo îmi place, acolo. Acolo, da, acolo ne place. Și acolo? Iar înainte să anunțăm locul 1 2022, o invităm în scenă alături de noi pe locul 1. Ana Cârligeanu! Miss Boboc 2019! Ana, ești gata să dai mai departe coronița de Miss? Nu. Ana, e foarte entuziasmată să dea mai departe coronița de Miss, știm cu toții asta. Cine crezi că este locul 1 în 2022? Cine? Tot e! Tot ea! Momentul mult așteptat. Noua conducătoare, bacorabiei noastre, Miss Boboc 2022. Cine? 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 Miss Boboc 2022 este Valentin Cauciuc! Felicitări, Vali! Acum? Adevărata moștenitoare a perlei albastre, Miss Boboc 2022 este... Ibănescu Cristiana! S-au luat premii sau nu, te felicităm pe toate. A fost o muncă grea să ați putea aici pe scenă în partea dumneavoastră. Vă rugăm frumos să așteptați un minut ca să facem o poză toți organizatorii cu boboacele, ok? Mulțumim!